1 Samuel, capitolul 16, începând cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umpleți cornul cu un delem și du-te. Te voi trimite la Isai, Betleemitul, căci pe unul din fii lui mi l-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jerfă Domnului. Să poftești pe Isai la jerfă, eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să lungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și i-au zis, ce vestește venirea ta? Ceva bun? El a răspuns, da, Vin să aduc o jerfă Domnului, sfințiți-vă și veniți cu mine la jerfă. A sfințit și pe Isai cu fiii lui și a poftit la jerfă. Când au intrat ei, Samuel văzând pe Eliab și a zis, negreșit unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, că și l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai a trecut pe Shama și Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei șapte fii ai lui de dinaintea lui Samuel, pe dinaintea lui Samuel și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul din ei. Apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi și l a răspuns, a mai rămas uh, cel tânăr, dar e cioban. Paște oile, atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă și el era cu părbălai, cu ochi frumoși și cu fața frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și ungel, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la rama. Amin. Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu vă invit cu respect să vă așezați. Dragilor, să vorbești despre omul după inima lui Dumnezeu, într-un context în care omul se degradează, se dezumanizează, se dezintegrează. Este o provocare. Pentru că acest mesaj al lui Dumnezeu poate să vină în contradicție cu modul colectiv de gândire a oamenilor. Din nefericire, gândirea colectivă a oamenilor a coborât atât de jos încât omul poate să fie orice. Poate să treacă și la statut. De animal, peste o mie de nemți în fața primăriei și-au cerut drepturile să fie puși în drepturi egale cu oamenii, drepturi care să fie stabilizate, stabilite, pentru că ei doresc să fie câini. Într-o perioadă în care omul și-a pierdut identitatea. Într-o perioadă în care omul este debusolat și cel mai des frecventează oglinda aceasta a lumii care îți spune că poți să fii orice, absolut orice, acest mesaj al lui Dumnezeu are să vină să corecteze gândirea noastră, are să așeze în mintea noastră niște obiective mai înalte, mai nobile, mai frumoase, mai înălțătoare. Pentru că atunci când Dumnezeu a creat omul, l-a creat pentru scopuri înalte, pentru scopuri nobile, pentru a îndeplini scopurile lui Dumnezeu pline de dragoste. De aceea, statutul omului, când intră în contact cu Evanghelia și cu Domnul Isus Hristos, este ridicat din toate punctele de vedere. Și în dimineața aceasta, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, vom stabili noi obiective pentru noi în calitate de creștini, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, dorind din toată inima să zică Dumnezeu și despre noi, iată un om după inima mea. Iată oameni după inima mea. Uitându-ne la David, dragilor, constatăm că putem să vorbim despre el o viață întreagă. Viața lui David este Plină de evenimente care pot fi explicate din mai multe puncte de vedere, din mai multe unghiuri, evenimente pline de acțiune, un bărbat extraordinar, un om extraordinar și singurul om din scriptură despre care toți mărturisesc în mod egal că a fost un bărbat de caracter. Toți oamenii din generația lui l-au privit cu admirație. Dar ce este cel mai important este că Dumnezeu a mărturisit despre David, că David este, am găsit pe David fiul lui Iese, om după inima mea. Avem și mărturia lui Dumnezeu despre acest bărbat despre care vorbim în dimineața aceasta. E important ce zic oamenii despre noi. E important ce zic membrii familiei despre noi. Să știți că cel mai bun, cei mai buni critici sunt cei din familia noastră. Pentru că ei ne cunosc cel mai bine. Ne văd toate toanele, toate pornirile, toate ieșirile și ei pot evalua viața noastră în cel mai corect mod. Publicul larg, el poate să-și creeze impresii fascinante despre anumiți oameni, dar să știți că publicul cel mai critic sunt cei din casa noastră. Publicul cel mai corect, care poate evalua cel mai corect caracterul nostru și viața noastră, sunt cei din casa noastră. Pentru că ei ne cunosc cel mai bine. Și cât de important este să ai aprobarea familiei, a celor care te cunosc atunci când ești într-o formă de slujire. Pentru că ei, în conștiința lor, spun dacă meriți, dacă ești vrednic să fie acolo, să slujești, sau dacă nu ești vrednic să fie acolo, să slujești. Vedeți, avem mărturia lui Dumnezeu despre David. Am găsit pe David. Înseamnă că Dumnezeu a căutat dacă a găsit pe David. Și înseamnă că Dumnezeu caută în continuare. Deseori în istorie, Dumnezeu a zis că am căutat și n-am găsit nici unul măcar. Nici unul măcar. Un paradox care trebuie să ne sperie puțin, gândindu-ne la perspectiva aceasta că Dumnezeu caută. Și atunci când caută Dumnezeu în noi, vrea să găsească corespondent pentru că a făcut toate demersurile ca să ridicăm statutul vieții noastre, calitatea vieții noastre și să dobândim caracterul cristic. A făcut toate demersurile, astfel putem să atingem acest obiectiv de a semăna cu Hristos, de a fi după placul Lui. Dragilor, în dimineața aceasta, în introducere, vreau doar să scot câteva calități din viața lui David, dar apoi ne vom întoarce la esența acestor calități esența care a determinat toate aceste calități peste viața lui. Întâi de toate, David apare în peisaj, nu în cel mai fastuos loc. David apare la oi. Este cioban. Am spune despre el, domne, omul acesta este lipsit de orice perspectivă. Într-un context în care toți tinerii accesau carieră militară și se pregăteau de război împotriva filistenilor, Perspectiva lui David era limitată. Era stabilită de către tatăl lui. Tatăl lui a dat niște responsabilități și îl găsim pe David la oi. Nimic spectaculos în viața lui. Însă, primul lucru pe care îl constatăm este că David a fost un om credincios în lucrurile mici. Un om credincios în lucrurile mici. Iată, el primește niște atribuții din partea familiei. Primește niște responsabilități din partea tatălui său și îl găsim pe David îndeplinindu-le cu succes. Îl găsim pe David credincios în toate lucrurile mici. În goana aceasta noastră după lucruri mari, deseori călcăm în picioare lucrurile mici. Și nu mai devenim responsabili pentru că, uneori, nivelul de senzație. Este diferit. Nu trăim aceeași senzație când trebuie să fim credincioși în lucrurile mici, cu aceeași senzație pe care o avem în momentele de eveniment. Atât că Dumnezeu se uită la David și întâi de toate îl găsește credincios în lucrurile mici. Despre asta o să vorbim și puțin mai târziu. Isai, a zis fiului său David, apoi Samuel, nu, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor aceștia sunt toți fiii tăi și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr. Dar el are niște atribuții, niște responsabilități de familie. Lucrurile mici, dragilor, erau responsabilitățile familiei. Respectiv porunca tatălui său. Și îl găsim aici pe David, care știe să-și respecte părinții. Știe să-și îndeplinească sarcinile. Știe să-și ducă la capăt atribuțiile. El este credincios în lucrurile mici. Un om care nu este responsabil în lucrurile mici, nu va fi niciodată responsabil în lucrurile mari. Doar va profita de ele. Însă un om care este, aceasta este calitatea omului după inima lui Dumnezeu, că el este responsabil în lucrurile mici. El este credincios în lucrurile mici și Domnul Hristos spunea: Cine nu este credincios în lucrurile mici, nu va fi niciodată credincios în lucrurile mari. Îl găsim pe David, chiar după ce a fost Uns, întorcându-se la responsabilitățile familiei și la sarcinile primite de la tatăl său, nu la atribuțiile regale. Și asta îl face un om de caracter. Îl face un om după inima lui Dumnezeu. Că după ce a fost uns, David putea să treacă direct la atribuțiile regale, dar el se întoarce la lucrurile mici, la responsabilitățile familiei pe care le îndeplinește. Cu succes, cu responsabilitate, cu seriozitate, cu excelență, cu grad de excelență, face lucrurile mici într-un mod extraordinar. Apoi, dragilor, vedem că David este beneficiarul ungerii divine. Fiecare persoană de aici a fost înzestrată de Dumnezeu cu abilități, cu talente, cu daruri ele pot funcționa în viața socială, în viața de familie, în colectiv, într-un fel sau altul. Însă, dragilor, când Duhul Sfânt vine peste noi, Duhul Sfânt multiplică potențialul nostru pe care l-am dobândit prin naștere. Prin nașterea din nou, potențialul nostru este multiplicat este ridicat la nivel de excelență și cât de important este să fim beneficiarii ungerii divine. Pentru că Duhul Sfânt vine și ia tot ce este limitat în viața noastră și duce la nivel de excelență. David este beneficiarul ungerii divine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că David a fost uns cu un de lemn în mijlocul fraților săi, și nu doar ungerea aceasta a fost importantă, cât coborârea Duhului Sfânt peste viața lui David. Spune cuvântul Domnului, Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în celelalte următoare, pentru că David avea să treacă prin foarte multe lucruri și atunci potențialul lui, capacitatea lui, trebuia să treacă la un nivel superior. Fără Duhul Sfânt suntem limitați în toate perspectivele noastre de slujire în cadrul bisericii, în viața de familie în societate pretutindeni, Duhul Sfânt multiplică potențialul nostru de aceea trebuie să căutăm ungerea divină apoi dragilor, uitându-ne la David constatăm că primul lucru care se întâmplă în viața lui după ungerea divină este că David a devenit o persoană plăcută a devenit o persoană plăcută domnule, în mod paradoxal te uiți la unii și după ungere, devin persoane neplăcute. Dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Că Duhul Sfânt întotdeauna ne aduce în conformitate cu voia lui Dumnezeu, cu caracterul lui Dumnezeu. Și constatăm că David, după ungere, el devine o persoană plăcută. Spune cuvântul lui Dumnezeu că David devine o persoană plăcută datorită caracterului său. David a ajuns la Saul și s-a înfățișat înaintea lui. I-a plăcut mult lui Saul de el, spune cuvântul lui Dumnezeu și în versetul 22 spune că ce-a căpătat trecere înaintea mea. Pe de altă parte, dragilor, am vorbit despre faptul că avem mărturia lui Dumnezeu, avem mărturia unui om care era împotriva lui David, gelos pe David, invidios pe David și avem și mărturia publicului larg. Și priviți cum vorbesc cu oamenii despre David. Am făcut o caracterizare în momentul în care fratele nostru David Neacșu s-a botezat. Slujitorul lui Saul îl descrie impecabil și spune astfel. Unul dintre slujitorii lui a luat uh, cuvântul și a zis, am văzut pe un fiu al lui Isai din Betleem, înainte de lupta cu Goliat, înainte să fie vizibil, înainte să intre în scena istoriei și a publicului larg din națiunea Israel. Fiți atenți, care știe să cânte la liră, este un om curajos și un războinic, vorbește bine și este un bărbat frumos la chip și Domnul este cu el. O caracterizare excelentă, impecabilă. Dragilor, tinerii din gener generația lui îl stimează și îl respectă, chiar și invidiosul Saul îl place. În ciuda tinereții și lipsei de experiență, David. A știut cum să se comporte cu toți oamenii, cu toate categoriile de oameni și a câștigat respectul tuturor. Slujitorii îl iubeau, soldații îl urmau, chiar și Saul, când nu era apăsat de Duhul cel rău, îl respecta. De ce? Pentru că David, în urma ungerii, în urma sarcinilor împlinite cu succes, în urma ungerii, a devenit un om de caracter. Un om după inima lui Dumnezeu, un om plăcut! Cu care abia așteptai să te întâlnești. Pentru că David avea o inimă ca a lui Dumnezeu și Dumnezeu iubește omul. David era sincer, departe de a avea gânduri ascunse, departe de a avea dorința înălțării, departe de a fi ipocrit, duplicitar, David a fost o persoană plăcută. Mergând mai departe, dragilor, constatăm că David a fost un om curajos. David a fost un om curajos într-o situație de criză, când stă față în față cu pericolul, David are o reacție impresionantă. Dragilor, în viața bisericii vor apărea crize enorme. În viața personală vor apărea, vor apărea crize enorme. În viața de familie vor apărea crize enorme. Și atunci vom fi testați în atitudinea noastră. David este testat în atitudinea lui în momentul în care stă față în față cu cea mai mare criză a națiunii Israel, pe nume Goliat, când toți tremurau și David dă dovadă de curaj. Modul în care răspunde David este extraordinar. Cine este filisteanul acesta, acest netăiat în prejur? Și asta e dovada curajului din viața lui David. Biserica are nevoie de oameni curajoși. Biserica, dragilor, are nevoie de oameni care să își asume deciziile, responsabilitățile, luptele și indiferent ce se va întâmpla, să rămână pe baricade. Să rămânem pe baricade. Biserica are nevoie de oameni curajoși. Fă-ne, Doamne, acei oameni curajoși. În fața crizei, David răspunde plin de curaj. Cine este domne filisteanul acesta, acest netăiat prejur? Putea să fie determinat de frică. Și panica să fie generalizată. Dar e un om după inima lui Dumnezeu care răspunde diferit. Cine este filisteanul acesta? Acest Iertați-mă, o brasnic mare care își bate joc de poporul lui Dumnezeu. Apoi, mergând mai departe, Constatăm un lucru eficient în viața lui David care ar trebui să caracterizeze pe fiecare credincios în parte. David era interesat de soarta poporului lui Dumnezeu. Avea un interes deosebit față de soarta poporului lui Dumnezeu, pentru că atunci când el răspunde plin de curaj, cine este filisteanul acesta, acest netăiat în prejur? Ascultați ce spune în continuare. Băi, fraților, spune el. Cum își permite omul acesta să o cărască? Armata Dumnezeului celui viu! David are un interes deosebit față de poporul lui Dumnezeu și asta scoate în evidență calitatea umană lui, caracterul lui, relația lui cu Dumnezeu. Întrebarea mea pentru noi în dimineața aceasta este următoarea. Ne doare de rana poporului? Suferim cu oamenii care suferă? Suntem interesați de soarta oamenilor care trec prin încercări? Asta va dovedi, sau nu, dacă suntem oameni interesați, plini de compasiune față de soarta poporului lui Dumnezeu. Apoi, mergând mai departe, pentru că trăim vremuri de mare descurajare, îl găsim pe David omul încurajării, al motivației, nu al descurajării. Asemenea ca și lui Iosu a fiului Nun și a lui Caleb avea altă mentalitate David. Sunt o mulțime de oameni care vin și creează panică generală. Chiar și în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Prin atitudine, prin actul predicării, prin afirmațiile pe care le fac, creează panică generală. David, este omul încurajării al motivației. David a zis lui Saul. Fiți atenți ce mesaj are David. Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia. Și acum vă spun în dimineața aceasta, nimeni să nu-și piardă nădejde în aceste vremuri pe care le trăim. Dumnezeu este la cârma istoriei și El este învingător. Binecuvântat să fie în numele Lui. David este omul încurajării. Doamne, ridică oameni care să încurajeze. Nu să amplifice, să adâncească crizele, terorile, fricile, conspirațiile. Oameni care să încurajeze în numele Domnului. Ce a zis Iosua și Caleb? Îi vom mânca. Vom excela cu Dumnezeul nostru. Prin orice vom trece. Vom trece, da, prin crize, prin dificultăți, prin probleme dar în numele Dumnezeului nostru suntem mai mult decât biruitori. Pe de altă parte, dragilor, ce mi-aș fi dorit să fi fost David în biserică la noi? Pentru că este omul soluțiilor. Este omul soluțiilor. A fost parte din soluție, nu din problemă. Biserica are nevoie de oameni soluți. Nu de cârcotași, nu de cârtitori, nu de sfătuitori, nu de părerologi. Eu aș vrea să fie așa, eu aș vrea să fie așa, eu aș vrea să fie așa dar ar trebui să ne gândim cum ar trebui să fim noi și să facem noi. David în fața acestei crize vine cu soluția, dragilor. Că există mult nivel de discuție cu privire la cum ar trebui, dar puține soluții. Și David vine și spune în felul următor, extraordinar omul acesta, omul soluțiilor. Robul tău, va merge să se bată cu el. Aleluia! Robul tău, iată soluția, măi! Există o nevoie în biserică? Sunt primul care mă duc să fac treaba asta. Sunt primul care se ridică să acopere nevoile bisericii. Omul soluțiilor, nu păreri, că păreri avem și noi, păreri avem toți. Dacă nu faci parte din soluție, faci parte din problemă. Facem parte din problemă. David este omul soluțiilor. Și soluția nu este la altul. Soluțiile nu le găsește în viața altor oameni. El spune în felul următor. Robul tău va merge să se bată cu el. Eu rezolv criza aceasta, problema aceasta. Eu. În timp ce noi spunem, el, ea, ei să facă. Dumnezeu spune, voi, tu, eu și fiecare dintre noi. Găsim faptul că David este smerit. Caracter impecabil. Și o să aprofundăm în partea a doua acestui mesaj. Pe de altă parte, și închei curând această caracterizare. David este omul îndelung răbdător. David nu s-a grăbit cu privire la nicio situație în viața lui. Iacov spune, fiți dar îndelung răbdători fraților, îndelung răbdători fraților. Pentru a ne atinge scopurile în slujire, trebuie să se întâmple mai multe lucruri în viața noastră. Până să fim acolo. Și în ultima instanță îl găsim pe David, omul care nu creează doar o tendință puternică și lasă prăpăd în urma lui, David este formator de opinii, este un mentor impecabil. Sunt o mulțime de oameni care își construiesc viața de slujire, iertați-mi expresia, călărind destinul celorlalți, consumând viața din ceilalți, fără să... Investi, investi. Sunt o mulțime de vorbitori astăzi care au creat o tendință puternică, dar nu vor lăsa, nu vor lăsa nimic în urma lor. Pentru că n-au fost mentori, pentru că n-au ucenicizat pe nimeni și au lăsat în urma lor dezastru. Odată cu plecarea lor, se va distruge totul. David este mentorul. Este formatorul de opinii. În momentul în care ajungem în Peștera Adulam, nu se ridică o armată de război, ci David are în față cei mai periculoși oameni: nemulțumiți, frustrați, datornici, revoltați împotriva sistemului. Îi are pe toți în față, și David ar fi putut să-i încurajeze să zică merem și răsturnăm împărăția lui Saul. Și știți ce face David? Îi mentorează, îi instruiește devine lider de opinie pentru ei și îi formează pe aceștia în vederea integrității, a disciplinii, a ordinii, pe oamenii aceștia frustrați, pe oamenii aceștia nemulțumiți, pe oamenii aceștia datornici, făcându-i în timp să ocupe funcția de miniștri în cabinetele sale când a ajuns la forma de guvernare. Asta înseamnă să te investești în oameni, să te dăruiești oamenilor. Mergeți în toată lumea și faceți, faceți-vă publicitate, să fiți voi cei mai tari. Faceți ucenici, a spus Domnul Isus Hristos. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute. Însă astăzi, dragilor, de am și început un pic mai devreme ca să am timp să rostesc tot mesajul acesta. Dacă vom fi atenți, nu vă uitați la oratorie, nu vă uitați, uitați-vă la mesaj pentru că poate fi benefic pentru fiecare dintre noi. Astăzi vom vorbi despre o situație din viața lui David care îl face cu totul remarcabil, care îl face cu totul deosebit. Și lecția aceasta este vitală, dacă nu o învățăm, vom muri în privința chemării și atingerii obiectivelor stabilite de Dumnezeu. Consider că aici, în experiența aceasta lui David, găsim cheia reușitei, dacă vreți, a succesului din cariera spirituală a lui David, lucru care a scos în evidență mărturia lui Dumnezeu despre David când a spus, este om după inima mea. Dumnezeu nu a spus despre David, este om după inima mea datorită reușitelor din viața lui, datorită succesului, datorită poziției sociale și Dumnezeu a spus, David este om după inima mea datorită atitudinii. Datorită caracterului, datorită inimii. Pentru că Dumnezeu nu s-a uitat la ce se uită omul. Omul se uită la ce izbește ochiul. Are facultăți, are pregătiri, are nu știu ce Dumnezeu spune. Stați calde. Eu privesc total diferit toate lucrurile acestea. Eu nu exclud faptul că un om al lui Dumnezeu, și o să vorbim într-un final și despre asta, un om al lui Dumnezeu nu trebuie să se pregătească. Să plece ideea aceasta din mintea celor care vor să slujească. Ne dă Domnul. Ne dă Domnul când ne pregătim, când ne instruim, când muncim. Lenea nu este aprobată de Dumnezeu. Nu este aprobată de Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu s-a uitat la inima lui David. Și în ansamblu, povestea acestui om este fantastică. În esență, ea este construită cu multă înțelepciune, răbdare, credință, tărie de caracter. Ne uităm deseori la omul de pe scenă. La omul care reușește în cariera lui spirituală și spunem, vrem și noi. Vrem și noi să fim așa. Ca și ei, ca și el. Însă întrebarea corectă ar fi următoarea. Suntem dispuși să parcurgem același drum? Suntem dispuși să plătim prețul? Ce spuneți în dimineața aceasta? Sunteți dispuși? Să începem atunci. Dragilor, primul preț pe care l-a plătit David. Dacă e prea cald, opriți căldura, că nu vreau să doarmă nimeni în dimineața aceasta. Dacă văd că doarme cineva, o să ridic glasul, să știți. Și o să vă sperii. Ca la antrenamente. Întâi de toate, David a plătit prețul ascultării de Dumnezeu. David a demonstrat ascultare în toate aspectele în care a fost chemat și atât de mult a contat ascultarea lui încât contrastul cu neascultarea lui Saul, L-a făcut pe David să fie remarcat, să devină remarcabil în generația lui. Din cauza neascultării, națiunea Israel era în impas, într-o mare criză. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a căutat înainte să găsească. Și a găsit în generația respectivă, nu pe împăratul Saul, nu în zona de război, nu printre ofițerii din armată, ci la oi, un om care a plătit prețul ascultării. Și ce înseamnă să plătești prețul ascultării? Să stabilească uneori alții cariera ta. Pentru că îl găsim pe David, care respectă porunca tatălui său. La toți le-a dat sarcini de război, toți au fost selectați pentru a fi în armata lui Saul, numai David rămâne cioban. Și în momentul în care taică să-i spune, du-te la oi, acestea sunt atribuțiile și responsabilitățile tale, David ar fi putut să se răzvrătească și să-i spună, bă, tată, păi do do doar atât ai pentru mine? Vă spune un om care a fost trimis la animale când a fost mic. Abia am așteptat să încep sportul de performanță ca să-mi schimb direcția în viață. Când tatăl meu mă trimitea să stau cu animalele, mă răzvrăteam în fiecare zi. Pe drum, uite ce-mi face tatăl meu, mă trimite, stau cu animalele, toți băieții de vârsta mea se joacă, toți băieții de vârsta mea se distrează, eu mă duc să stau cu animalele. Am demonstrat neascultare față de responsabilitățile familiei de lucrurile mici în care trebuie să fim credincioși ca să creștem caracterul nostru. David este ascultător și crește caracterul lui. Se duce la oi, nu se plânge, nu se revoltă, nu fuge, nu bate oile, ci le îngrijește ca nimeni altul. Apoi, dragilor, uitându-ne la viața lui David, găsim pe omul acesta cu un caracter deosebit extraordinar. Undeva în anonimat, David trăiește ascultare față de Dumnezeu. Trăiește ascultare față de Dumnezeu. Și când trăiești în zona de anonimat ascultare față de Dumnezeu, Dumnezeu va pregăti scena să te urce și să dai lupta vieții tale acolo. Pentru că cine îl proslăvește pe Dumnezeu în lucrurile mici, va fi propulsat de Dumnezeu în scopurile mari. Și asta să ține minte. Cine îl proslăvește pe Dumnezeu în scopurile mici va fi propulsat de Dumnezeu în scopurile mari. El a plătit prețul ascultării, Binecuvântat să fie Domnul. Pe de altă parte, dragilor, mai există aici o situație în care David demonstrează ascultare. Frații lui au fost propuși pentru ungere. Credeți că David n-a auzit treaba asta? David a zis: "Asta e destinul meu." Cioban. Nu se duce acasă la taică, su ce ai făcut? Păi tu chiar vrei să mă lași la oi toată viața? Ceva nu e în regulă. David tace. Dovedește ascultare. Tatălui are planurile lui. Dumnezeu are planurile lui. Și când dovedește ascultare și credincioșie în, loc, în lucrurile mici, Dumnezeu te propulsează în scopurile mari. Asta învățăm de aici, de la David, dragilor. David nu se supără, nu se ceartă, nu se propune singur, nu vorbește despre ascultare și despre realizările lui, ci rămâne acolo, liniștit, în ascultare față de Dumnezeu și plătește prețul. Nu e nimic impresionant să rămâi la oi. Frate Nicu, oprim aerul? Sunteți ok? E tot în regulă. Nu e bine dacă tot predicăm că trebuie să fim interesați de soarta. Și apoi, al treilea lucru pe care îl găsim, că David dă dovadă de ascultare, este faptul că după ce a fost uns ca împărat, într-un mod paradoxal, dragilor, îl vedem pe David că se întoarce la responsabilitățile familiei, nu la atribuțiile regale. Măi, ce om! Nu se schimbă nimic în viața lui. Saul vin, Samuel vine, îl unge, Duhul Domnului vine peste el și acum David putea să zică la tron. Festivitate, cântece, dansuri, mâncare, David urcă pe tron. Și îl vedem pe David care rămâne în ascultare de Dumnezeu și se întoarce la oi. Se întoarce la responsabilitățile mici, la atribuțiile familiei. Se duce și își continuă viața acolo pentru că nu avea încă. Nu avea încă o direcție clară din partea lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu nu îți dă coordonate noi, nu îți stabili singur coordonate noi. Continuă activitatea respectivă, continuă drumul ascultării, rămâi în ceea ce Domnul te-a chemat să faci până când îți va da noi coordonate. Și după ungere, David se întoarce la Oi? în ascultare față de Dumnezeu și așteaptă noi coordonate. Coordonatele vin tot din partea tatălui său. Tot din partea tatălui său. Uneori Dumnezeu va folosi pe cel care ți-a limitat cariera și viața, tot pe acela îl va folosi ca să te propulseze în scopurile mari pe care Dumnezeu le are pregătite pentru tine. Ce minunat! Pentru că tot prin tatăl său, David, ajunge acolo unde devine vizibil și începe un lucru extraordinar în viața lui. Astfel, dragilor, orice grabă, orice poziție de luare înainte este o formă de neascultare. David plătește prețul ascultării și asta îl face om după inima lui Dumnezeu. E greu. Când vezi pe alții că propășesc. Când îi vezi pe alții în față, tu să taci, să plângi, să vezi când alții sunt vindecați, să vezi când altora le merge bine, că prosperă financiar, că reușesc și în viața dumitale, în viața noastră să nu se întâmple nimic. E greu. Rămâi credincios în lucrurile mici. Că va veni vremea în care Dumnezeu te va propulsa în scopurile mari. David a plătit prețul ascultării. Suntem dispuși să-l plătim? Ajută-ne, Doamne! Al doilea preț pe care îl plătește David este prețul așteptării. Așteptării. Samuel a luat cornul cu un delem și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la rama și a văzut de drumul lui. David s-a întors la oi. De unde știu treaba aceasta? Din versetul 19, unde Saul a trimis niște oameni la Isai să-i spună, trimitem pe fiul tău David, care este unde? Cu oile! David s-a întors la oi. Dragilor, un mare paradox pentru noi toți cei grăbiți din zilele acestea este faptul că David, după ce a fost uns, nu a fost imediat investit, nu a existat o ceremonie de investire, nu ocupă scaunul de domnie, nu ocupă tronul, nu se duce la Saul să-l dea jos, nu vezi în viața lui David grabă, cârtire, revoltă, răscoală, luarea tronului prin forță, menționări cu privire la ungerea lui, absolut nimic din toate acestea. David este un om după inima lui Dumnezeu, un om cu un caracter deosebit. Dragilor, ceea ce constatăm aici și să fiți foarte atenți la ce vă spun este faptul că între ungere și învestire, desemnare, Dumnezeu deschide un proces. Între ungerea lui David și desemnarea lui David ca rege, Dumnezeu deschide un proces. Este un lucru pe care trebuie să-l învățăm neapărat astăzi. Neapărat. Pentru că Dumnezeu deschide un proces, un timp de așteptare, un sezon de așteptare în viața lui David. Noi suntem grăbiți. Mai uns? Pune-mă! Dumnezeu spune: Te amuns și acum te trec printr-un proces. Oh! Oh! Dar nu ne place treaba asta, Doamne! Nu ne place treaba asta! După acest eveniment important de ungere, David se întoarce la responsabilitățile familiei, cum am spus mai devreme. La sarcinile stabilite de către tatăl său, nu la atribuțiile regale! Nu era încă vremea! David se întoarce la oi, nici de cum, la o atmosferă regală! Însă nu se întoarce oricum David. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ceva s-a întâmplat cu el. Nu prin desemnare, ci prin ungere. Nu prin desemnare, ci prin ungere. Duhul Domnului a coborât peste el și din ziua aceea totul s-a schimbat. Oh. Ce frumos, dragilor! Biblia spune, Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în celelalte următoarele. Ungerea, dragilor, nu înseamnă doar turnarea uleiului pe cap, ci și coborârea Duhului Sfânt în viața noastră, care ne transformă într-un mod radical și glorios. Ceva s-a întâmplat în viața lui David. N-a fost investit, n-a fost așezat pe tron, ci a fost așezat Dumnezeu în el. Oh! Ce minunat, ce glorios, ce înălțător! Duhul Domnului a venit peste el. Însă din istoria acestui om după inima lui Dumnezeu, învățăm că de la ungere până la desemnare. Până la investire trebuie să parcurgi un proces, un timp de așteptare, un sezon de așteptare. Orice altă formă de a înțelege și de a proceda în privința lucrării lui Dumnezeu poate fi un mod greșit. Poate fi un mod greșit. Noi am vrea să se realizeze totul imediat. Însă, graba, strică? Spuneți dumneavoastră. Dumnezeu nu se grăbește. Una dintre cele mai repetate întrebări în viața noastră de credință este aceasta. Doamne, ce ți e așa de mult? De ce întârzi atât de mult? De ce atât de lungă așteptarea? În tot acest timp, cât noi suntem atât de grăbiți, tu parcă stai pe loc. Nu te miști, nici cum, Doamne. Nu te vedem lucrând atâtea promisiuni, însă noi suntem tot în așteptare. Ceva nu funcționează cum trebuie ori felul nostru de a gândi, ori modul lui Dumnezeu de a opera, ori modul lui Dumnezeu de a lucra. Dumnezeu tace și lasă procesul să decurgă, să se desfășoare în timp ce promisiunea e departe. Boala nu se vindecă, desemnarea întârzie. Dumnezeu în timpul acesta lucrează la caracterul nostru. Îl desăvârșește. Omul nostru din lăuntru prinde contur devine puternic, devine cristic, credința noastră devine matură, iar capacitățile noastre sunt dezvoltate pentru a face ceea ce suntem chemați să facem. Una dintre cele mai mari probleme ale copiilor mei este nerăbdarea, lucru pentru care am ridicat tonul și în dimineața aceasta. Ca un militar în casă. Uneori mai trebuie și treaba asta. A până unde? îți toacă nervii uneori, copiii. Pentru că ei vor să consume totul aici și acum. N-au răbdare, dăm, 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 dăm. Cu mine nu prea le merge. Eu le spun din start. Nu. Se duc la flori. Dăm, 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 mami, dăm, 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 dăm. S-o dus ieri pentru că nu eram lângă ea și Floria a cedat. Pentru că e mamă și pentru că uneori Mâine mă duc la Mec, 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 mâine mă duc la Mec. Eu tocat nervi. Și eu o da copile, mâine te duc la Mec. Și apoi acum dimineață o trebuie să se trezească să ducă copilul la Mec. Și eu i-am spus, așa trebuie, dacă n-ai luat decizii cu mine împreună. Trebuia să-l trimiți la mine, că îl duceam eu la Mec. Să-l vadă de departe. Și să-l admire. Așa suntem și noi uneori. Da. Unii ori spunem, dragi, de hai să le dăm. Ce greșeală mare facem, să știți. O, oh, ce greșeală mare. Așa suntem și noi cu Dumnezeu. Vrem totul acum și aici, însă în planul magistral al lui Dumnezeu, lucrurile nu funcționează așa, să știți. Dumnezeu nu se grăbește să hrănească nerebdarea noastră. Curiozitatea noastră dorința noastră exacerbată de a dobândi lucruri sau poziții, Dumnezeu își respectă planul și timpul stabilit. El nu este ca Alin Jivan, care atunci când se află sub presiunea strigătelor copiilor sau a lacrimilor de crocodil, vreau, tati, da, 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 da. Să cedeze în fața copiilor și să grăbească lucruri doar ca să liniștească un nerăbdător sau o nerăbdătoare. Pe Dumnezeu îl interesează procesul. Îl interesează ce va deveni omul respect, respectiv, respectând procesul, nici de cum nu este interesat să hrănească orgoli sau nestăpânirea de sine. Mă duc deseori copii la magazin. Și când intru un magazin, tati, mi-e o gogoașă. Și cedez. Hai, tati, te rog, mi-e o gogoașă. Bine, asta e prima etapă. Dacă nu le iei gogoașă, ha, tati, mai tare. Și uneori, ca să nu te pună în situații de genul ăsta să strângi din dinți, da, vă ia tati gogoașa. Și le spun, nu o mâncați până după ce mâncați mâncarea făcută de mami acasă. Da? Da. Un da categoric. Luăm gogoșile, mă văd pe Gloria că fuge printre rafturi, ia gogoașa, mușcă din ea. Intrăm în mașină și zic, nu mâncați gogoașa până nu mâncați mâncarea făcută de mami. Ați înțeles? Da. Și pe drum, tati? Doar o gură, tati, te rog. Nu. Trebuie să recunosc în dimineața aceasta că uneori am zis, da, ia o gură. Și-o luat o gură. Și când am ajuns acasă, am avut probleme cu soția. Că nu mai mâncau. Iar am făcut mâncare degeaba. Dumnezeu nu va hrăni orgoliul nostru. Florii, nu e supărată pe mine, nu? Le reparăm noi cumva pe astea. Uf, e greu, fraților, uneori. Să știți că aici nu este vorba numai de gogoși, ci de toate instinctele. Fiți atenți că aici le clădim caracterul copiilor noștri. Și aici Dumnezeu ne clădește caracterul nostru. Aici nu este vorba doar de gogoși, ci de toate instinctele. Dacă vom proceda la fel și dacă voi proceda la fel cu copiii mei, copiii mei vor deveni niște răsfățați, incapabili să stăpânească instinctele, incapabili să aștepte și să facă față presiunilor vieții. Pe Dumnezeu îl interesează ce devii, nu ce primești într-un mod urgent și necontrolat. Pe Dumnezeu nu îl interesează ce deții. Dragilor, în viața fiecăruia dintre noi există o vreme de așteptare pe care noi o numim astăzi proces. Vremea de așteptare este metoda lui Dumnezeu prin care ne pregătește pentru promisiunea sa. Dumnezeu ne pregătește pentru promisiunea sa. În timpul așteptării noastre, în timpul procesului, El ne învață lucruri. Dumnezeu ne învață lucruri. El ne crește caracterul, cum spuneam mai devreme. Ne crește credința și capacitatea noastră de a face ceea ce suntem chemați să facem nu ceea ce vrem noi să facem. Dumnezeu ne duce printr-un proces. Întrebarea mea pentru noi în dimineața aceasta este următoarea. Aveți încredere în proces? Aveți încredere în proces? Vedeți, dragilor, când evenimentul ungerii se termină, Biblia ne spune că David s-a întors la ceea ce făcea înainte. Și anume să pască oile. Există o parte din noi care vrea să spună, bine, asta nu are niciun sens. La ce mai trebuie să vină Samuel de departe, cu jerfă, cu toată acțiunea asta, să lungă pe David, fără să se întâmple o investire, o desemnare imediat? Ce e un paradox. De ce face Dumnezeu treburile așa? Ne unge și apoi ne ține într-un timp de așteptare. Ne promite că ne dă și apoi ne ține într-un timp de așteptare. Ce rost au toate lucrurile acestea? Toată treaba aceasta pare a fi în zadar. Ei, dragilor... Așteptarea aceasta are un rost. Dumnezeu l-a uns pe David cu mult timp înainte de a deveni rege. Deoarece Dumnezeu a vrut să-l ducă pe David printr-un proces, iar ungerea, să fiți atenți ce vă spun, a fost o amintire a promisiunii pe care o va aduce procesul. Ungerea a fost o promisiune, o amintire a promisiunii pe care o va aduce procesul. Un proces este o serie de acțiuni sau pași întreprinși pentru a atinge un anumit scop. Dumnezeu știa că unele lucruri trebuie să se mai întâmple în viața lui David înainte ca el să poată deveni rege. De asemenea, Dumnezeu știe că și cu noi este la fel. Și cu noi este la fel. Arborele de bambus chinezesc începe ca o nucă plantată în sol și trebuie udat și fertilizat în fiecare zi timp de 5 ani înainte de a sparge în sfârșit pământul. În tot acest timp, își întinde rădăcinile nu în mod vizibil. Sub pământ, da? Își întinde rădăcinile, iar dacă în orice moment procesul de udare și de fertilizare se oprește, arborele de bambus chinezesc moare în pământ. Dar în al cincilea an, arborele de bambus chinezesc străpunge în sfârșit pământul și crește până la aproape 90 de picioare înălțime în doar 6 săptămâni. Arborele trebuie să ia 5 ani lungi. Pentru a dezvolta un sistem de rădăcină puternic, adânc și larg. Astfel încât să nu se răstoarne după ce a fost crescut. De ce sunt atât de mulți oameni răsturnați? Pentru că au sărit peste proces. Au vrut desemnarea, ungerea, dar nu procesul. Nu procesul. Nu se poate altfel. În gândirea lui Dumnezeu. Tindem să fim frustrați atunci când nu obținem imediat rezultate. În 5 ani de zile, Do stai doamne, că nu înțeleg nimic. Uneori și oamenii se grăbesc să rezolve niște probleme. O să 5 cinci ani de zile ne ții sub pământ acolo să... Da, zice Dumnezeu. Ca să aveți rădăcină puternică. Când veți ieși și veți crește, să nu cădeți la prima bătaie de vânt. La prima vorbă de ocară. La prima criză din biserică la prima situație nefavorabilă din viața voastră, de că Dumnezeu întâi de toate lucrează în adâncime, la rădăcina noastră binecuvântat să fie în numele Lui. Înțelegem astăzi, dragilor, că procesul este esențial și că toți trebuie să trecem pe acolo. Întrebarea mea în dimineața aceasta, a doua întrebare, este următoarea. Vei permite așteptării procesului să te dezvolte sau să te amărească? Să te dezvolte în timpul procesului devii mai bun sau devii mai rău? David ar fi putut deveni repede amar în așteptarea lui. Rău în așteptarea lui. Dar David nu devine nici amar, nici rău, nici frustrat. De ce? Pentru că David a fost gata să plătească prețul ascultării și prețul așteptării. David știa că Dumnezeu folosea procesul pentru a aduce promisiunea de a fi Rege. Și când știi lucrul acesta, plătești prețul ascultării, prețul așteptării. Pentru că Dumnezeu ce a spus va face. Să știți că amărăciunea, răutatea, răzvrătirea este necredința în promisiunile lui Dumnezeu. Oamenii spun, dar eu am avut credință și Dumnezeu n-a făcut nimic. Am spus și noi asta, nu? Hai să ne pocăim public azi. Am zis, eu am avut credință și Dumnezeu n-a făcut nimic. Am avut credință că mă vindecă, nu mă vindecat. Am avut credință că îmi va da, nu mi-a dat. Am avut credință că va face, cum mi-am imaginat. Și toate planurile răsturnate. Nimic vizibil. Absolut nimic vizibil. Și suntem frustrați, dragilor, pentru că am crezut că Dumnezeu va face și se va întâmpla ceva într-un mod urgent. Însă, întotdeauna noi spunem, am crezut în Dumnezeu la timpul trecut și asta nu este credință, dragilor. Credința este ceea ce te face să mergi până când îl vezi pe Dumnezeu făcând ceea ce el a, pos, a, 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 a promis. Repet, credința este ceea ce te face să mergi până când îl vezi pe Dumnezeu făcând ceea ce el a promis. Asta e credință. Când spui „Am crezut că Dumnezeu va face”, asta e necredință. Când spui „Cred că Dumnezeu va face”. Dumnezeu va duce procesul la îndeplinire. Și El va face. Binecuvântat să fie în numele Lui. Dragilor, dacă ne stabilim în minte că vom trece printr-un proces pe care Dumnezeu îl va folosi pentru a-și îndeplini promisiunile, lucrul acesta ne va întări credința. Astfel vom avea rezultate deosebite. Vom deveni mai buni, nu mai răi în timpul procesului. Pentru că sunt oameni care devin mai răi. Sunt oameni care refuză procesul și vor rămâne pentru tot restul vieții lui în anonimat, într-o viață frustrată și distrusă. Sunt unii care se răzvrătesc în timpul procesului și nu vor avea rezultate extraordinare. Și sunt unii care plătesc prețul așteptării. Cu credință. Că Dumnezeu va face. David a avut ungerea pentru a fi rege, dar el nu avea încă numirea să fie rege. Uneori poți să ai ungerea și să nu ai numirea, să nu ai investirea, desemnarea. Și aici este o mare problemă. Pentru că, dragilor, în momentul în care ai ungerea, te uiți în oglindă și zici Am aprobarea lui Dumnezeu. Am ungerea lui Dumnezeu. Urmează să fiu desemnat. Pe de altă parte mai e și niște prieteni care vor să saboteze procesul acesta și vin și spun tu ai ungerea. Tu trebuie să fii acolo neapărat. Tu trebuie deja să deții funcții, tu trebuie să faci lucru cu tare și cu tare și cu tare. însă dragilor ești singurul care constată că cel care nu se grobește în toată situația asta e Dumnezeu. Tu vezi ungerea? Prietenii văd ungerea. Dar Dumnezeu nu dă curs de semnării, investirii. Ci un paradox. Doamne, dar cum se întâmplă asta? Eu văd ungerea peste mine, cânt mai bine, predic mai bine, slujesc mai bine, sunt un bărbat mai bun acasă, sunt o soție mai bună acasă, dar nu văd desemnarea. E singurul care nu vezi ungerea pe care mi-ai dat-o? Mai repede, punem acolo unde trebuie. Și Dumnezeu zice, proces. Nu te așeza pe piedestal în timp ce Dumnezeu te vrea în proces. Hmm, ce greu e. Ce greu e lucrul acesta. Ce greu e lucrul acesta. Și vreau să mă grăbesc să închei pentru că timpul a trecut. Dragilor, cine scurcircuitează procesul, țineți minte ce vă spun acum. Scurcircuitează produsul. Cine scurcircuitează procesul, scurcircuitează produsul. Își sabotează viața, cariera spirituală, lucrarea, desemnarea, investirea. Suntem gata să plătim prețul așteptării? Dumnezeu să ne ajute. Și ultimul lucru, Invit pe Gianina la pian și cu asta încheiem. Exact ce spuneam la început. A fost cam lungă predica aceasta, dar trebuia să le așezăm pe toate. Pentru că sunt, ne plasează corect față de Dumnezeu. Predica aceasta poate să liniștească multe tulburări de ale noastre, să corecteze gândirea noastră și să ne ajute să respectăm procesul Devenind ceea ce ar trebui să fim. Oameni după inima lui Dumnezeu. Oameni după inima lui Dumnezeu. Dragilor, mai trebuie plătit un preț. Prețul antrenării. Prețul pregătirii. Prețul instruirii. Dacă avem încredere în proces, Dumnezeu ne va pregăti pentru oportunitatea care are să vină. Cine vrea să lucreze cu Dumnezeu trebuie să și pregătească. Să țineți minte, dragi. dragilor, cine vrea să lucreze cu Dumnezeu, trebuie să și pregătească. Pregătirea trebuie să fie înaintea oportunității, că oportunități vin și vor trece pe lângă noi în zbor, că n-am fost pregătiți să intervenim cum trebuie. Să intervenim oricum, e posibil. Dar să intervenim cum trebuie, nu e posibil fără o pregătire, fără o instruire, fără antrenament. Asta vedem în viața lui David. David se întoarce să păzească oile și ce se întâmplă? Nu devine frustrat, nu plânge, nu amărăște viața. Nu refuză procesul, nu se supără pe Dumnezeu, nu bate oile. Se pregătește plătește prețul antrenării, prețul instruirii. În timp ce stă la oi, oriunde ai fi în viață, Dumnezeu te poate pregăti pentru măreția sa. Oricât de mulți au limitat oamenii destinul, Dumnezeu te pregătește pentru măreția Poate că cineva ți-a făcut o nedreptate trimițându-te la oi, Dumnezeu îți va face dreptate ridicându-te la momentul potrivit. Sunt absolut sigur că oricât de mult s-ar pune mii de oameni împotriva ta și a carierei tale spirituale, Dumnezeu va răsturna mii de oameni dacă tu ești omul lui ca să ajungi acolo unde trebuie. În timp ce stă la oi, își antrenează toate capacitățile, David. Capacitatea de a cânta la liră și de a compune. Și pregătirea lui devine soluție pentru problemele lui Saul. În loc să se supere ia harpa și își dezvoltă capacitățile muzicale. Cântă și compune și este remarcat pentru pregătirea lui pentru că dragilor pregătirea lui David devine soluție pentru problemele lui Saul. În timp ce David se pregătea, în viața lui Saul apare o mare criză și știți ce spune Saul? Găsiți-mi pe cineva care cântă bine și aduceți-l la mine, că am o problemă cumplită. Și unul dintre slujitori a răspuns, am văzut pe fiul lui Saul, iată-l că este remarcat. Că n-ai cum să, fii, să nu fii remarcat de Dumnezeu și de oameni atunci când ești credincios în lucrurile mici, atunci când plătești prețul ascultării, atunci când plătești prețul așteptării, atunci când construiești caracter, n-ai cum să nu fii remarcat de Dumnezeu și de oameni. Și mai ales atunci când te pregătești în mod deosebit. Am văzut, am văzut un fiu al lui Isai din Betlehem care știe să cânte la liră, este un om curajos și războinic, vorbește bine și este un bărbat frumos la chip și Dumnezeu este cu el și Domnul este cu el. Atunci Saul a trimis sol la Isai și i-a zis, trimite pe fiul tău David care este cu oile, regele, uns rege, dar nu desemnat, era cu oile. Măi, ce calitate în viața acestui om. Păi tu, unsul lui Dumnezeu, regele lui Israel, să te întorci la oi? Își dezvoltă capacitatea și antrenează capacitatea de a, de a lupta. În timp ce stătea la oi, David nu fugea de pericole, Și le înfrunta plin de curaj, dezvoltând astfel tehnici deosebite de luptă. Și apoi apare o altă criză, Goliat. În timp ce David se antrena, Dumnezeu îl pregătea pentru măreție. Și le-a din dosul oilor, antrenat și îl pune pe câmpul de bătălie. În fața celui mai mare pericol. David a zis lui Saul: Să nu slăbească inima nimănui din cauza acestui uriaș. Slujitorul tău se va duce și se va lupta cu acest filistean. Și Saul a zis lui David: Nu poți să te duci împotriva acestui filistean ca să lupți cu el pentru că ești doar un tânăr. Și el a fost un om de război din tinerețea lui. Dar David a zis lui Saul: Robul tău obișnuia să pască oile pentru tatăl tău. Și să se antreneze pentru tatăl său. Și când a venit un leu sau un urs, am văzut ieri cum fugărea ursul, oile unui cioban. Și săracul ciobanul fugea și cu telefonul și nu știa în ce direcție să o ia. David a fugit în direcția ursului, a leului și le-a rufalca. i le a dat knockout. Robul tău obișnuia să păzească oile pentru tatăl său. Și când a venit un leu sau un urs și a luat un miel din turmă, am mers după el, l-am lovit și l-am scăpat din gură. Și dacă s-a ridicat împotriva mea, L-am prins, l-am lovit și l-am omorât. Slujitorul tău a lovit atât lei cât și urși. Și acest filistean netăiat în prejur va fi ca unul dintre ei. Va fi ca unul dintre ei. În cea mai mare criză, nu o să mai fugim. Răpnem fermi în deciziile noastre pe care le-am luat. Suntem aici. Am luat decizii, ne aparțin, ne asumăm și mergem mai departe. David a trebuit să se pregătească. Dacă nu ar fi stăpânit niciodată lira, țineți minte, nu ar fi fost niciodată ales să cântre pentru Saul. Iar Saul nu ar fi fost familiarizat cu el. Dacă nu ar fi ucis niciodată leul și ursul, Saul nu l-ar fi lăsat să-l înfrunte pe Goliat, iar israeliții nu l-ar fi acceptat pe David ca rege. Și o ultimă capacitate și cu asta închei, este capacitatea de a îndeplini cu succes sarcinile. Asta îl recomandă pentru funcția de ofițer în armata lui Saul. Așa că, dragilor, pentru a fi desemnat, investit, David a trecut printr-un proces complet, complex și complet de instruire după ce a fost uns. Întâi de toate a fost uns, nu desemnat. Intră într-un proces. Și acum fiți atenți. N-a ajuns direct rege. A fost slujitorul de armea lui Saul. A fost cântărețul lui Saul cel care era un rege. A fost ofițerul lui Saul. Apoi pregătirea se adâncea. A pierdut calitatea de ofițer al lui Saul. A fost urmărit de Saul. A fost amenințat cu moartea. A pierdut respectul față de sine. A ajuns în peștera Dulam. Și acum elucidăm misterul. Timp de aproximativ 15 ani a durat Procesul. Aproximativ 15 ani. De la ungere la investire. Așa că, dragilor, graba strică treaba. Dumnezeu va avea grijă de fiecare dintre noi. Dacă David nu s-ar fi pregătit, ar fi rosit ocazia. Dar a făcut-o și asta, l-a ajutat să devină regi. S-ar putea în dimineața aceasta. Să fim într-un sezon de așteptare și vă invit cu respect să vă ridicați. Poate că ai așteptat de mult timp și încep să te întrebi dacă Dumnezeu își va îndeplini vreodată promisiune Te rog frumos în numele Domnului Isus Hristos, ascultă de Domnul. Ai încredere în proces. Pregătește-te pentru ceea ce este stabilit pentru tine. Lasă să-ți fie întărită credința. Dumnezeu te pregătește astăzi. Pentru ceea ce El vrea să facă prin tine în viitor, El te învață să ai încredere în El, să fii îndrăzneț în credința ta, El îți clădește caracterul și El îți ajustează darurile. Aveți încredere în Dumnezeu. Să avem încredere în Dumnezeu și în procesul acesta și pregătirea, toate acestea care aduc promisiunea lui Dumnezeu. Într-o zi, la ora 5.30 dimineața, spune un pastor, care nu era pastor pe atunci, un om care avusese mai multe businessuri și a fost un om de succes, când l-a întâlnit pe Hristos, a renunțat la toate și a urmat calea credinței și a luat-o de jos. Și a ajuns să lucreze un fost om de afaceri, de succes, a renunțat la toate și a ajuns să lucreze într-o biserică, în zona administrativă, inclusiv să curețe toalete. După ce a trecut prin uh, educare teologică și mai multe procese de am primit voia lui Dumnezeu. Și spune el că într-o dimineață la 5.30, pe când făcea curățenie pe acolo, spunea el că mergea pe hol foarte deranjat și supărat de faptul că Dumnezeu întârzie. Și se întreba de ce Dumnezeu întârzie atât de mult în procesul de a putea lucra înaintea Domnului și diferit. Și spune că păstorul avea, păstorul principal din acea biserică foarte mare, avea obiceiul să vină de dimineață. Undeva la 5-5.30 păstorul era la biserică. Stătea în birou și pregătea predica. Și în timp ce omul acesta a trecut pe lângă birou, în liniște, păstorul a ieșit în mod profetic la omul acesta și i-a spus în felul următor, nu fac asta foarte des, dar am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Spune omul acesta, mi s-a oprit inima, mi s-a uscat gura și părea că timpul s-a oprit. În cele din urmă a strigat. Am strigat ce este. Și păstorul mi-a zis în felul următor, unde te afli în acest moment, nu este acolo unde vei fi întotdeauna. Unde te afli în acest moment, nu este acolo unde vei fi întotdeauna. Așa că, în esență, aveți răbdare. Dumnezeu va duce procesul acesta la nivel de promisiune. Promisiunea se va realiza în dreptul fiecăruia dintre noi. Și spune, la doua zi m-am trezit, m-am dus la muncă și am curățit toaletele. A treia zi m-am trezit, m-am dus la muncă și am curățit din nou toaletele. A patra zi m-am trezit și m-am dus din nou la muncă și am curățit din nou toaletele și am mai făcut treaba aceasta încă un an și jumătate. Și deși părea că nimic nu s-a schimbat în exterior, ceva s-a schimbat în interior, Dumnezeu îmi construia încrederea în el, în caracter, disponibilitatea mea de a sluji și el îmi creștea darurile, binecuvântat să fie Domnul. Așa că, dragilor, în dimineața aceasta vă spun și eu în mod profetic, unde vă aflați în acest moment, nu este acolo unde veți fi întotdeauna. Rămâneți în ascultare de Dumnezeu, respectați procesul și pregătiți-vă pentru că Dumnezeu va face lucruri mari. Cineva să zică amin. Pentru că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Să intrăm în rugăciune. O, oh, Doamne, cât de mare și de minunat ești Tu! O, oh, cât de bogat ești Tu, Doamne, Dumnezeule, în îndurarea Ta! Îți mulțumim, Doamne! Îți mulțumim că ne înveți și ne crești, Doamne!